Astăzi vom afla cum să fim pe primul loc în viața noastră și asta grație invitatei noastre speciale din România. Este vorba de Mihaela Stroie, expert și analist comportamental. Bună dimineața! Bună dimineața, Dumitru, și bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc în acest moment la televizor. Mă bucur că ați venit, pentru că aveți un motiv plăcut. Astăzi veți lansa două cărți. Da. Vreau să deschidem parantezele. Te rog, eu sunt foarte fericită că am această ocazie ca în același timp să lansez ambele cărți ale mele la Chișinău. Este cea mai mare bucurie a unui autor. E o mare noroc astăzi să fii în armonie cu tine, pentru că mulți consideră că dacă ne vom împăca foarte bine cu sinele, atunci riscăm ca cei dragi să rămână pe plan secund. Să știi că este o temere nejustificată, pentru că în momentul în care suntem în armonie cu noi înșine, așa cum spun eu în prima mea carte, în armonie cu mine... Vreau să o prezentăm telespectatorilor. Chiar te rog să o prezinți, pentru că le-am adus pe amândouă astăzi, în emisiunea noastră. În momentul în care suntem în armonie cu noi, avem, așa cum îmi place mie să spun, ceașca plină. Asta ce înseamnă? Înseamnă că în momentul în care ea este plină, ceea ce eu ofer celor din jur este ceva important, ceva care are valoare. Dacă eu n-aș avea grijă de mine, dacă nu aș fi în armonie cu mine, ce aș oferi celorlalți? O ceașcă goală. De fapt, dacă ar fi să traduc cartea mea în armonie cu mine, asta înseamnă. Este responsabilitatea mea ca eu să umplu ceașca în fiecare zi cu ceea ce eu am mai bun ca să pot să ofer celorlalți ceva de calitate. Ești deja obișnuită să citești în ochii oamenilor anumite stări interioare. Da. Dar, din alt punct de vedere, trăim vremuri agitate și experiențe neplăcute și poate că nu de fiecare dată dorim ca să ne dezvăluim adevărata identitate. E și bine sau este și mai puțin bine să pătrundem în fiecare colț de suflet? Uite, aici este o mare provocare, pentru că eu lucrez cu foarte mulți oameni și de cele mai multe ori oamenii vor să prezinte o imagine a unui sine construit. Și eu mereu spun, nu are sens să te prezinți cu această imagine construită, pentru că tu depui un efort foarte mare. De ce să nu te prezinți așa cum ești tu cu adevărat? Și atunci îi încurajez pe cei care ne urmăresc să fie, cum să spun, să fie sinceri, să fie autentici și să folosească acea energie pe care ar folosi-o prezentând un sine construit în favoarea lor, nu în defavoarea lor. Și e bine să intri în sufletul omului, pentru că noi oricum suntem conectați unii cu alții, avem niște fire așa nevăzute între noi. De ce să ne ascundem? Chiar acum am pus pe post și niște poze, le-am selectat cu drag. Fiind expert în acest domeniu, știu că nu prea îți place acest cuvânt expert, dar totuși am să insist eu. Te-a deranjat vreodată atunci când ai fost judecată după aparențe, poate? Pentru că și asta este o problemă, judecăm uneori după aparențe. Da, am fost deranjată, pentru că eu mă consider o persoană care are un suflet bun. Însă sunt momente în viața noastră când ceilalți nu ar vrea să vadă această latură bună a ta. Însă eu am învățat o lecție foarte dură până la această vârstă pe care o am, să îi iert pe ceilalți și să merg mai departe pe drumul meu. Pentru că dacă stai așa să te iei după fiecare persoană care îți spune câte ceva, nu prea ajungi prea departe. Și mai spun încă un lucru, ceea ce m-a ajutat pe mine să ajung persoana care sunt astăzi, acest specialist în analiză comportamentală, este mentorul meu, Joe Navarro, care este fost agent FBI. Și Joe m-a învățat un lucru foarte simplu. Mi-a spus întotdeauna, alegeți cu foarte mare atenție oamenii care sunt în jurul tău și fă în așa fel ca oamenii aceia să-ți umple ceașca, nu să-ți o golească. Și atunci sunt foarte atentă pe cine păstrez în jurul meu și de la cine aplec urechea.
Ai găsit deja acest secret? Pentru că ai trăit și tu experiențe mai neplăcute în viață, poate că ai fost și tu neputincioasă în fața unor lucruri, dar ai reușit și dacă a existat și acea perioadă când practic nu te puteai proteja de niște persoane cu atitudine negativă, iată că acum deja poți. Ai deja o metodă care ar funcționa în viața oricărui om, o metodă care nu are termen de valabilitate. Da, să știi, chiar am creat acum 3 ani de zile o metodă care e o metodă foarte, aparent pare foarte, este foarte simplă, însă are nevoie de practică toată viața. Ea se numește ABC, ABC-ul inteligenței non-verbale, și pornește de la A, de la autocunoaștere. Ca să poți să faci față tuturor acestor evenimente care vin către tine, primul pas este să te cunoști pe tine foarte bine. De asta am început cu autocunoașterea, din toate punctele de vedere. Și în ambele cărți pe care le lansez astăzi, să știi că eu îi încurajez pe oameni la autocunoaștere. În prima carte am trecut 50 de exerciții de conștientizare prin care omul să se cunoască din ce în ce mai mult, iar în a doua carte pe care tu arăți acum fi pe primul loc în viața ta, am trecut 6 acțiuni concrete pe care oamenii să le facă pentru a se cunoaște și a se autodezvolta. Pasul următor ține de B-ul vine de la a învăța să recunoaștem comportamentele de bază ale celorlalți. Ce înseamnă asta? Fiecare persoană are un anumit, de asta spuneam de analiz comportamental, are un anumit comportament în anumite situații. Este foarte bine să fim atenți și să observăm cam care sunt aceste comportamente care se tot repetă. Pentru că în momentul în care, cum ai spus tu mai devreme, o persoană vrea să-ți facă ceva rău, are o deviere de la acest comportament de bază. În meseria mea este foarte simplu să identific, pentru că m-am antrenat să observ foarte rapid care este comportamentul de bază al omului din fața mea. Și ca să închei cu metoda, pentru că ea este foarte faină, C-ul este de la credibilitate. Eu caut să am în jurul meu oameni care sunt credibili, oameni care sunt autentici, oameni care atunci când vorbesc și arată la nivelul corpului congruență. Este un lucru rar, dar să știi că am întâlnit oameni care sunt credibili și care sunt autentici, deci am o speranță. Și noi suntem norocoși că te-am întâlnit pe tine dimineața asta. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Apropo, știu că această formulă de salut îți este cea mai dragă. Și îmi place, da. Și îți place, probabil că toți oamenii din jurul tău se salută în acest mod, chiar și cu soțul tău ai făcut cunoștință în acest mod și ne bucurăm mult. Aici vom găsi și alte soluții privind o viață mai bună, cum să fim pe primul loc în viața noastră și cum să găsim adevărata armonie. Mihaela Stroie divulgă toate secretele. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție!